Panica s-a instalat rapid printre locuitorii din valul lui Traian. Acum abia ce mai ies din case de frică să nu fie atacați de animalele sălbatice. Vestea că porcii dintr-o gospodărie au fost sfâșiați s-a împrăștiat rapid. E, când m-am apropiat până aici, am văzut patru ochi care străluceau. Mi-am dat seama că nu scrinde ăștia. Și m-am dus repede și am chemat toți băieții și i-au murit, i-a scos afară. Nu v-ați temut pentru viața dumneavoastră? Păi ce, dacă erau cu dinții un porc, urechile, tot, ce să mai se dea? M-am speriat puțin, dar am fugit și am... M-am speriat eu ca om mare, m-am speriat, am vrut să mă ascund în WC-ul. De frică, ce mare erau. Și zice, vino că a venit lupii peste noi. Eu n-am crezut prima oară. Și când am venit aici, am văzut lupii. Ei erau traumatizați toți, erau șocați, pentru că... Nu, acum 70 de ani de la străbunici am auzit discuții de astea. Proprietarii gospodăriei spun că au ieșit cu bâte și topoare și au pus pe fugă sălbăticiunile. Al cumnat mi l-a omorât, la al meu când a venit aici, s-a bătut cu el, i-a mușcat și ăsta l-am tot. Și l-am scos de aici și l-am omorât aici în curte. Aici nu v-a fost frică că poate m-a atacat? Era mai mulți, eram cu ceva vecini, m-a ajutat, l-am scos de aici și după aia l-am pus pe șosea și l-a luat dânsii care a venit cu mașina. A zis că așa ceva l-am văzut. Cum ați reușit să-l puneți la pământ? Cu bâtele. Am dat câteva bâte în cap, am luat după aceea, l-am tărit și am mai dat aici, afară aici, să-i cunoaște de aici. Ce spun autoritățile despre acest incident bizar? S-au luat măsuri de izolare a zonei în scopul evitării posibilității producerii unor incidente neplăcute pentru cetățeni, cu oamenii legii rămânând în zonă și efectuând activități de scotocire în vederea îndepărtării pericolului. Animalele ucise au fost ridicate de către reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Siguranța Animalelor, Constanța, urmând a fi examinate de către specialiști în vederea stabilirii cu exactitatea speciei din care provin. Teama locuitorilor este că animalele ar putea ataca din nou, mânate de frig și de foame.